Salut, fetelor! Sunt Aliona Radulov și astăzi voi filma un video, continuare la videoul de data trecută, unde eu lămuresc detailat cum fac eu argila polimerică sau porțelana rece, care se usucă la aer. În secvența de astăzi, eu vă voi arăta cu ce vopsele, pigmenți eu o colorez și vă voi povesti din experiența mea proprie, care despre anumite nuanțe secrete pentru a obține culoarea dorită și pentru că sunt anumite momente că dacă nu le cunoști, nu primești rezultatul potrivit. Mă ocup cu această artă de vreo 5 ani, poate chiar mai mult, și am realizat pe parcursul acestor ani multe lucrări diferite. Am făcut buchete pentru mireasă, am făcut agrafe de păr pentru coafuri de seară, am făcut culoane și broșe pentru ceremonii sau chiar de purtat în toată ziua. Am făcut tablouri unde am folosit flori făcute din argilă polimerică. E un lucru foarte bun și anume din acest material de multe ori chiar improvizez în viața de zi cu zi. Deci, dar puneți și voi părerea voastră în comentarii și dacă aveți oarecare întrebări, numai decât scrieți-mi, pentru că mie mi-este interesantă această temă și cunosc deja foarte multe lucruri din experiența proprie.